Curia Gheorghe Ciprian, în vârstă de 40 de ani. Sunt născut în Oravița. Clasele 1-8 le-am făcut în cadrul Școlii Generale numărul 3 Oravița, după care am făcut liceul de artă Sabin Păuța din Reșița. Din anul 1999 am urmat cursurile Facultății de Muzică din cadrul Universității din Oradea, pe care am terminat-o în 2004. După care am venit ca profesor în cadrul Liceului Teoretic General Drăgălina din Oradea, predând educație muzicală. În anul 2010 mi-am dat seama că am o problemă la un ochi. Am fost să-mi fac niște investigații la un domn doctor oftalmolog, după care m-am dus să-mi fac o RMN pentru că aveam o nevrită optică și nu știam exact de unde provine problema. Și am fost diagnosticat cu scleroza multiplă în 2010 la primul RMN. În ciuda problemelor de sănătate, am continuat să predau în continuare până în anul 2016. Din anul 2016 am fost nevoit să ies la pensie de boală, nemai putând să merg pe scări. Din 2010 am început să fac mai multe investigații după diagnosticarea cu scleroză multiplă. Am fost în mai multe părți. Am fost și în Austria, am fost și în Portugalia, am fost și în Italia. Dar, din păcate, boala mea a evoluat în continuare. În cursul anului 2021 am descoperit că aș putea avea o șansă făcând un transplant de celule stem în cadrul clinicii AA Maximov din Moscova. Acest transplant mă costă 50.000 de euro. Având în vedere că sunt din anul 2017 la pensie de boală, pentru mine și familia mea este o sumă foarte mare. După ce am mediatizat că am descoperit acest transplant și mi-ar oferi șansa la o viață normală, toți colegii mei din Oravița au demarat o serie de campanii de strângere de fonduri pentru mine și mulți dintre cunoscuții mei au demarat campanii de strângere de fonduri, prieteni, foști colegi de liceu, de facultate, o grămadă de oameni. Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor care au sărit să mă ajute și pe viitor vreau să le mulțumesc tuturor care pot și vor să mă ajute.
Sunt Alidea Țepeneu, directorul Liceului Teoretic General Dragalina din Oradița, liceu în care domnul profesor Ciprian Curia a slujit la catedră, an de-a lui, și a fost foarte iubit de elevi și foarte respectat de părinți și de noi colegii de cancelarie. Suntem alături de el pentru că îl considerăm în continuare un dragalinez, nu doar noi colegii, ci întreaga familie dragalineză, chiar și elevii care nu i-au fost elevi, dar care simt ca și noi că trebuie să își manifeste compasiunea față de un membru al familiei noastre. Suntem alături de el, îi urăm multă sănătate și îl așteptăm înapoi la Dragalina sănătos. Ciprian, să ai multă sănătate și să te întorci printre noi.